Știm cu toții, dragii mei, cât de greu le este crescătorilor de animale să se descurce în zilele noastre. Le este greu pentru că au nevoie, în primul rând, de forță de muncă și, în al doilea rând și foarte important, de piață de desfacere. Unii se descurcă, alții nu se descurcă, unii au renunțat definitiv. Acum vom cunoaște o poveste, vom spune o poveste foarte interesantă. O să o cunoaștem pe Cecilia Istrate, crescător de animale din județul Brașov. Cu mâna pe inimă vă spun, are niște produse tradiționale absolut extraordinare. Vă spun pentru că le-am degustat și vă îndemn și pe dumneavoastră să le cumpărați de fiecare dată când ajungeți într-un târg de gen. Doamna Istrate, vă întâlnim adesea în cadrul târgurilor cu produse tradiționale. Aș vrea să vorbim de această dată mai amplu despre activitatea dumneavoastră. Câte animale aveți în prezent? Deci cam fiecare an mai ținem ceva pentru îmbunătățirea rasei, pentru ale întinerii. Sunt un număr destul de frumos de animale. Peste 2000 și ceva de oi, 150 de vaci, dintre care 100 sunt cu lapte. Oaie țulcan, vacă bălțată românească și pe lângă animăluțele astea, automat că este necesar ca să ținem și niște porci, ca să avem tradiția de Crăciun completă. Bineînțeles, și pentru că și valorificați produsele, mă gândesc foarte bine, zerul, poate. Da, porcii noștri sunt crescuți cu hrană naturală, deci din zerul de la lapte care rezultă, de la brânză, și cu iarba asta sănătoasă, porumb, deci asta este hrana. La noi nu există alte sortimente de furaje ca să îi forțăm să crească, deci creștere naturală. Spuneți-mi, vă rog, aveți peste 2000 de animale. Ce faceți cu ele pe parcursul unui an de zile? Mergeți în munte, cum se spune? Aveți ciobani care le păzesc? Detaliați-ne puțin din această activitate. Să știți că este foarte greu cu mâna de lucru, familia și mai sunt câțiva băieți care suntem în colaborare cu ei. Deci mergem la munte, că automat nu le poți ține la câmpie și în sat unde locuim. Din ce perioadă? Din mai? Da, deci în luna mai, deci cam aprilie, cum se desprimăvărează și toamna ne retragem spre Saivan. Dar cât se poate, mergem și să hrănește oile, iar vacile automat, că din luna octombrie pe stabulație, pentru că este foarte frig și dacă noi le lăsăm afară și nu le furajăm din mână, automat, că nu mai are lapte, nu mai este de calitate laptele, se îmbolnăvesc, nu mai pot să spun că e un animal sănătos. Deci și ele ca și omul. Aș vrea să vă întreb pe perioada de stabulație, cum îl înfurajați, ce le dați să mănânce și de unde vă procurați cele necesare? Deci avem lucernă cumpărată din timpul verii, fânul care îl facem și tărâță, un supliment. Deci aveți și teren dumneavoastră ca să faceți fânul de munte. Să știți dumneavoastră că avem, dar foarte puțin. Majoritatea fânului cumpărăm de la vecini care nu mai țin animale și automat își grijește locurile. Este foarte bun acest aspect, pentru că până la urmă trebuie să avem nevoie și de grijă, de fapt, și de fiecare parcelă de teren pe care o deținem sau nu. Avem grijă de terenul altuia, dar aș vrea să vă întreb ca produse. Care este? Deci trebuie să fie grijit. Este exact ca omul nepieptănat, cu alte cuvinte. Dacă nu este grijit și nu este deci pus gunoi, cosit la timp, curățat loc, automat se ruinează. Deci o ogradă frumoasă trebuie să fie îngrijită. Ce paletă de produse le puneți la dispoziție cumpărătorilor? Deci avem cam fiecare an produse din lapte și din carne. Deci produsele, brânzeturile care le-am făcut în cursul verii din lapte de oaie și produsele care le obținem și din lapte de vacă. Alea le avem în tot cursul anului, pe lângă pastramă și cârnăciorii care le avem din berbecuț și vițel. Care este brânza vedetă de la standul familiei Istrate? Avem brânza de burduf la coajă de brad, telemeaua de oaie, cașcavalul afumat și neafumat. Deci toate sunt produse care țin la ele și respectăm rețete cu slitețe și vrem să ducem tradiția mai departe. Apropo de acest lucru, vă ajută cineva din familie, din următoarea generație? Categoric, categoric. Deja cu forță noi s-au apucat, deci copiii, deci băiețelul cu Nora merge pe urmele noastre, deci chiar vrea să ducă tradiția mai departe. E un lucru nemaipomenit, vă felicităm pentru acest lucru și mult spor și sănătate să puteți face și în continuare aceste lucruri minunate. Și noi vă mulțumim și noi vă invităm și la alte evenimente să degustați produsele.